Hei, stă doar prieteni, eu sunt Hristi și azi vom face tiramisu. Nu uitați, dacă mai vreți episodul genul, să apăsați pe butonul de like, să vă abonați, dar share, prieteni. Pentru această rețetă vom avea nevoie de un pachet mare de biscoturi, 200 de grame de zahăr, cafea pentru înmuiat biscoturile, 5 ouă, 500 de grame de mascarpone și 500 ml de frișcă. Pentru început, va trebui să mixăm foarte bine frișca. La final, frișca noastră va trebui să arate așa. Acum vom pune frișca deoparte și o să ne ocupăm de cremă. Acum vom separa gălbenușurile de albușuri. Acum vom adăuga zahărul și vom mixa până devine o spumă. Acum vom adăuga mascarponele lingură cu lingură și mixăm. Acum vom transfera crema într-un bol mai mare și vom adăuga apoi frișca. Acum vom amesteca frișca cu crema de gălbenușuri și mascarpone. Așa arată crema mea de tiramisu la final. Acum vom da piscoturile prin cafea și vom construi două rânduri peste care vom pune crema. Acum vom pune crema și o să nivelăm cu o spatulă. Acum vom pune al doilea rând de piscoturi. Acum vom pune cremă din nou și vom presăra apoi cu cacao. Acum vom presăra cacao peste cremă. Acesta este tiramisul meu, sper să vă placă această rețetă. Eu am fost Cristi și ne auzim pe data viitoare. Așa arată o porție din tiramisul meu. Sper să vă placă și să încercați această rețetă.